Domnule primar, Dinu Gurașuț este în semifinalele cupei și jucați cu Athletic Fieni. Sunteți aproape de ultimul act. Da, într-adevăr, așa este. E meritul jucătorilor localnici care au acces în semifinalele fotbalului județean. Sperăm la un joc frumos, un joc corect din partea ambelor echipe, pentru că da, e și frumusețea fotbalului. A mai ajuns vreodată Gurașuț atât de departe în Cupa României? Nu, este prima dată. Anul trecut am pierdut în sferturi, probabil că și datorită situațiilor financiare. Ar fi onorant pentru o localitate precum Gurașuț să se joace finala Cupei României la nivel de județ. Da, într-adevăr, cred că le-aș aduce o mare bucurie localnicilor de la Gurașuții, care, așa cum bine știți, vin în număr foarte mare la meciurile echipei, care și-a păstrat în numele de Recolta. Deci o tradiție fostă asociație ceapistă, oamenii n-au vrut să schimbe destinul, să schimbe... Și Gurașuț e o echipă curată, nu face blaturi, n-am vrut să-ți facă blaturi. N-am făcut, nu vom face și nu cred că cineva va face vreodată aceste blaturi, pentru că, așa cum bine ați remarcat, nici cu echipele vecine, nici noi ne-am văzut de treaba noastră, pentru că a merge într-o chestie din asta de a aranja un meci, în primul rând eu m-aș denigra singur ca persoana numărul 1. Se mai fac la Liga 4. Nu știu, nu mi s-a propus, probabil că se știe că sunt un fan înrăit al dreptății în fotbalul județean și am... Ați luat-o ca rău sâmbătă la Moroieni 5-0. Da, s-a văzut și lipsa mea de pe margine, pentru că am fost bolnav, după cum se și vede, și ne-au lipsit câțiva jucători, au plecat cu o teamă, pentru că moroenii au o echipă, au jucat, într-adevăr, a fost un fotbal frumos, cu câteva greșeli majore de arbitraj din partea centralului, parcă Tudor îl cheamă, nu știu, nu cred că merită să arbitreze partide, mai ales că era dintr-o zonă apropiată, localnic al comunei Buciumeni.